PSD! PSD! Jos Dragnea! Criminalul! Noi nu am venit să criticăm guvernul. Noi am venit să criticăm toate guvernele. Pentru că toți și-au bătut joc de pensionari. Asta nu-i guvern. Legea pensiilor de atâția ani de zile nu au o frază corectă. O frază, să spună, asta este. Ani de zile ați văzut. Ne mint din lună în lună. 970 de lei. După 39 de ani de muncă dumneavoastră, vă descurcați? Nu. Mai mult și acum la 65 de ani. Jos PSD! Jos PSD! Vreau să vă rog. Și ați văzut-o și pe mass media în legătură cu această problemă. Expresia cuvântului e liberă în țara asta. Du-te, mata, acolo! Du-te, mata, acolo! Eu am venit pentru pensia mea, nu pentru autoritate. Vă rog foarte mult, nu pui mâna pe mine! Lasă-o, domnule, de aici, vă rugăm! Ce să mă ia? Cine? Unde scrie? Unde scrie? Unde scrie să mă ia? S-au instalat ei la putere, au promis, n-au făcut nimic. De lucrură uriașă între sutele de asociații. Ca să fiu condusă de o profesoară de lucru manual. Doi pe față, doi pe dos. Nu știi să se exprime. Mi-a făcut derahat în toată Europa și acum ne ia banii. Ne ia banii care ne-a promis. Elaborat. Munca dumneavoastră de ani de zile este în buzunarul tuturor șmecherilor. Să le fie rușine, să trăiască și ei cu niște pensii de mii lei. Și să ne revedem cu mine. Să vadă și ei cum e. Cu cine ați votat la parlamentare în 2016? Cu PSD-ul. Și veți mai vota cu PSD-ul de acum încolo? Am început să-mi pun semne de întrebare. Acum, când a fost cu votare, n-am fost că nu m-am încredere și nu mai sunt până aici statul de politic. Nu mai votez nimic. Ați înțeles? Nu mai votez. Nu mai am încredere în acest oameni. Cred că mă voi duce la vot și voi pune ștampile cât de multe pe acel buletin de vot ca să votez, dar să nu fie nici pentru unii, nici pentru alții, că pentru și ceilalți care au fost la guvernare, același lucru le-a făcut. Nu mai am încredere niciunul. Dacă eu mă angajez undeva, mi se cere cazier. Iar cei cu cazier stau în fruntea statului. Rușine. Rușine.